Mănăstirea Voroneț, străveche ctitorie ștefaniană despre care preafericitul părinte patriarh Daniel spune că este o carte de identitate a frumuseții sufletului poporului nostru, a îmbrăcat haine de sărbătoare. Astăzi, preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și a vorbit, la finalul slujbei, despre importanța redeschiderii Mănăstirii Voroneț în anul 1991, dar și despre demersurile Stavroforei Irina Pântescu, întâia stareță a așezământului de restaurare și consolidare a Bisericii Mănăstirii. Zilele acestea s-au împlinit totodată 6 ani de când crucea stăreției mănăstirii este purtată de Stavrofora Gabriela Platon. S-a împlinit un soroc binecuvântat. Avem o aniversare cu totul extraordinară. Că dintr-un monument închis și destinat doar turismului, acum 33 de ani, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, dar și prin hotărârea și făgăduința a două măicuțe, Maica Stavroforă Irina Pârtescu și ucenica ei Gabriela Platon și alte măicuțe, s-a pus nou început al acestei mănăstiri care a fost redeschisă cultului. De atunci, iată, 33 de ani, tot s-a lucrat, se lucrează și se va lucra în continuare. Pentru că această ctitorie ștefaniană să strălucească în chipul cel mai deosebit. Pentru că este un altar național, un monument național. Așa că este o liturghie doxologică. Am dat slavă lui Dumnezeu pentru aceste evenimente și o felicităm pe Maica Stareță de astăzi, Stavrofora Gabriela, care și împlinește tot atâția ani de când a primit îngerescul chip. Deci un moment deosebit și de prăznuire personală. De aceea ne bucurăm împreună cu Preacuvioasa Maică Stareță Gabriela, ne bucurăm împreună cu obștea, ne bucurăm împreună cu cei care frecventează Sfânta Mănăstire. Stareța așezământului a oferit ierarhului o icoană cu chipul Sfântului Cuvios, Daniel Sihastrul. La final, părintele episcop Ieronim a oficiat la mormântul Stavroforei Irina Pântescu o slujbă de pomenire. Legat de sărbătoarea Sfântului Pantelimon a fost această slujire pentru că 31 de ani la Mănăstirea Voroneț sărbătoream nunta cu Hristos a cele din tâi starețe, Stavrofora Irina Pântescu, mama noastră duhovnicească. Și atunci când simțea s-a dorit ca și instalarea mea într-o stăreție să se producă tot la sărbătoarea Sfântului Pantelimon de către părintele nostru, arhiepiscop Pimen, care era atunci, am simțit că măicuța noastră stareță dorește ca și după despărțirea între cele două lumi, noi să rămânem unite și atunci cum pot altfel să sărbez această zi decât făcând pomenire pentru cea care ne-a format, cea care a reînviat Mănăstirea Voroneț, care ne-a crescut ca obște, care ne-a format ca fiice duhovnicești, ca slujitoare ale bisericii. Cel mai mult ne bucurăm pentru rugăciunea de mulțumire lui Dumnezeu, pentru harurile pe care le-a vărsat asupra mănăstirii noastre în cei 33 de ani de când reînviem Mănăstirea Voroneț, după 206 ani de nemănăstire, și pentru rugăciunile făcute la mormântul măicuții noastre, întâia stareță Stavrofora Irina. Anul acesta, la sărbătoarea Sfântului Pantelimon, Stavrofora Irina Pântescu, întâia stareță a Mănăstirii Voroneț, ar fi împlinit 71 de ani de viețuire monahală.